astăzi la Incredibil, doamnelor și domnilor, îl avem invitat pe domnul Gigi Becali. Vecinilor, aplaudați-l! Bună ziua, domnul Becali! Ne pare bine că ați acceptat invitația la Incredibil. Cum sunteți? Sunteți bine? Ați trecut de COVID? Bine, acum de COVID. Păi eu de virusul ăsta vagabond nu vreau să vorbesc. Și cu asta, basta, mai înțeles? Păi de ce? L-ați avut? Ați suferit din cauza lui? Niciodată în viața asta nu o să sufere Becali de un virus făcut de satana. Adică cum? Cum? Păi l-a făcut de diavol, că cu tare, că lumea zice că vine... Lumea, o secundă. Se zice că virusul a fost făcut de chinezi la laboratoarele din Wuhan. Da? Vrăjele! Wuhan, muham, ham. Că chinezii nu au iubire de Hristos. Nu sunt creștini. Și sunt uneltele diavolului. Înțelegeți dumneavoastră, da? Bun. Deci, nu credeți în vaccin. Am înțeles. Nu credeți în tratamentele medicale. Nu. Eu cred doar în Isus și în bunul Dumnezeu. În rest, viață păcătos. Da. Vă considerați un păcătos? Bine, acum dacă mă consider păcătos, sunt păcătos. Pentru că de ce? Pentru că de ce? Pentru că mă interesează banii, mai înțeles? Că jucătorii sunt ca oile, că cu tare, că ai grijă de ele, că să mănânce sănătos, că mai înțeles că ele îți dă lapte, brânză, ouă, bucurul îți dau. Oile îți dă, oile, da. Găile îți dau oile. M-a furat, mai înțeles? Așa? Dar trebuie să le pui paie. Adică treaba lor este să alerge la... Și să aducă bani și să vă facă profit, nu? Cam asta este, asta vreau să spuneți. Dar știți că mai este o vorbă, Și calul, da? Așa. Și calul aleargă, dar nu dă lapte. Bine, acum calul nu dă. Dar dacă e apă... O să fac... Iade. O să fac o echipă, dă iepe, așa, pe care să alerge jucătorii mei, mai înțeles, un fotbal așa, călare, mai înțeles? Fotbal călare. Și arbitri pe jos. La campionatul european vă uitați? Bine, acum la... acum, campionatul european. Da, bine. Toată lumea se uită, toți oamenii de fotbal, în primul rând. Da, am înțeles, am vorbit cu Mitică, se uită, dar asta n-am eu nicio treabă cu campionatul ăsta, mai înțeles? De ce? Bine, talentele Europei. Talente, ce talente? Macanache, că n-am auzit de nimeni, mai înțeles? Eu mă uit, că nu mă interesează, de-aia nu mă uit. Mă uit doar când mă interesează. Adică... De ce nu vă interesează? Pentru că nu are miză, mai înțeles? Nu există miză. Dacă nu pot suna pe nimeni de pe bancă, mai înțeles? Asta înseamnă, dacă făceam eu schimbările la Franța, la Italia, mă uitam, mai înțeles? Adică fotbalul pentru Becali, cam așa e. Nu stai să te uiți, să plângi că prostul la goluri. Mai nu, dar ce face? Becali nu e fan. Becali e stăpân și cu asta. Am înțeles. Ok. Totuși, au fost niște meciuri foarte frumoase, cu foarte multe goluri la campionatul ăsta. Un spectacol să fie sănătoase, superb. Să fie sănătoase cu superbitățile lor, cu tot, cu meciurile, tată. Asta să spuneți acolo la UEFA, acolo că pe Becali nu îl interesează lucrurile astea lumești. Mai înțeles? Ok. Astea sunt pentru prostime, mai înțelegi? Eu... Am alte bucurii. Altele sunt bucurii. Ce bucurii? Bine, acum mă întreb ce bucurii. Da. De exemplu, așa, ca să-ți dau ce vine acum. Un exemplu vreau, da. Ajut copiii din Africa, na. Asta e o chestie pe care n-am știut. Deci ajutați copiii din Africa? Exclusivitate aici, la tine, Tony. Da. Le dau bani și înveți crezul și Tatăl nostru și ce înseamnă iubirea de Hristos. Ei învață crezul și Tatăl nostru și dumneavoastră faceți din ei fotbaliști, probabil, că asta vă interesează. Nu! Să descoperiți talente nu, în Africa. Nu, că pe ăsta nu-i cresc pentru fotbal. Dar pentru nu, ce? Nu, păi da, am hotărât că sunt eu, la mine în echipă, nici un negru în echipă, mai înțeles? Bine, acum o să sară ăștia că Becali rasist, că nu sunt rasist. Dacă sunt eu, nici un negru în echipă. Nu vă enervați. Să fiu categoric, mai înțeles? Eu pe ei vreau să-i vindec prin credință.
Mai înțeles? Dar de ce să-i vindecați? Dar cu ce-s vinovat? Ce păcate au copiii ăia? Sau... Tony, ei apar în filme porno, mai înțeles? Cine, domnule? Negri. Ai văzut dumneata asta? Da, bineînțeles. Că de câte ori, bă, la un film porno moare oi! A, faci un păcat. Bineînțeles. Aia, cu... Domnul pe care, da. Dacă mai vorbiți mult pe subiectul ăsta, s-ar putea să se supere cei de la Black Lives Matter, să știți. Tiu, trupă, cei... E o mișcare socială de sprijin a comunității de culoare. De culoare, da, nu mă interesează. Nu mă interesează, nu mă interesează pe mine America, nu mă interesează. Eu dacă nu mă interesează, n-am dat bani pe el și cu asta, basta. Eu știu un singur lucru. Ce știți? Că Dumnezeu este prietenul nostru, da? Că fără Dumnezeu și fără Iisus Hristos, nu ai cum să ai nici Maybach, nici Rolls Royce, ci cu tare și cu tare, nici cu călugări și măicuțe care să se roage pentru tine. Ia stai că... Eu cred că... Sună... Mesaj de la Luțu? Au venit o trupă de călugări și măicuțe bolnave la palat. Trebuie să mă duc. Vă mulțumesc. Că unul este Dumnezeu. Mulțumesc foarte mult. Aici se termină incredibilul de astăzi. Doamnă și domnule, aplaudați-l încă o dată pe domnul Gigi Becali. A fost o plăcere să-l avem în ediția de astăzi a emisiunii. La revedere.